Bună ziua! Astăzi facem 31 de întrebări cu Andreea Bagabantă. Ai vreo frică? Mi-e frică să nu fac chestii și să regret că nu le-am făcut. Dar în rest, să mă tune în cap, că n-am treabă. Cine te-a inspirat să fii ceea ce ești acum? Beyoncé. Sincer. Am apus să spui Michelle Obama, Barack Obama, da, Beyoncé pe suflet așa. Și Țancă Uragan, are niște piese foarte frumoase. La ce școală auto ai fost? Rodidos, în Velența. Nu vă sugerez să mergeți seara acolo, fără bodyguard, cuțite la voi sau ceva, că nu știți cine vă ia în dubă. Dar, foarte bună școală. Îți plac pisicile Sphinx? Niciodată nu mi-au plăcut, mi s-au părut grețoase la punctul de... Ia-o din fața mea. Până când am fost la Elian acasă și am văzut-o pe a lui, care este superbă, o creatură majestică. Și acum chiar îmi plac. Mă gândesc să-mi iau una sau să o tund pe asta. Ce notă ai luat la BAC? În ciuda haterilor care ziceau că nu o să reușesc, am luat 10, 10, 9, 70. Thanks. Ce părere au prietenii tăi de succesul tău? Păi sunt invidioși, ce ai? Sunt invidioși rău, dar ei nu recunosc chestia. Glumesc. Am niște prieteni foarte drăguți, chiar mă susțin. Dar, da. Chiar sunt drăguți. La început au zis că ce ai, mă, nu mai posta așa ceva, ești dubioasă. Acum mă susțin. Care e cea mai grea rețetă pe care ai făcut-o? Eu aș spune rețeta succesului, că nu nu toți reușesc, să fim sinceri. Ai încercat să fumezi? Vezi, să am un frate, nu știu ce, de ce Doamne mi l-a trimis în cale, mi l-a trimis, dar nu știu de ce, este mai mare decât mine, aparent. Nu la minte, la vârstă. Și el avea dorințele astea ascunse de a fuma de când era mic și avea, cred că, 6 ani maxim. Și a auzit un copil normal, vrea să fumeze, ia din pachetul părinților. Ai mei nu fumau, ce să gândi, frate meu? Mă duc pe stradă și iau chiștocul de alea fumate, de cine știe cine? Mă duc acasă, îi redau la soră, mi-a bag în gură. Nu, așa am încercat, nu mi-a plăcut. N-am reușit, gen, cred că am tușit 5 minute după aia. Părinții noștri ne-au pedepsit, dar am crezut că ne dau afară din casă. Gen, ne-au dat afară din casă și după aia au zis că, haha, prank. Ne-au primit înapoi în casă și după aia n-am mai încercat. Ce te face cea mai fericită? În afară de pisica mea, Pinky, aș spune dimineața când nu e nimeni în casă și nu mă întreabă nimeni ce fac, chiar cum mă trezesc și apuc să-mi beau cafeaua și după aia vine maică-mea și zice, bună dimineața! Și eu zic, bună dimineața! Ce înălțime ai? Bine, fată! 1,60 am fără nimic, dar acum am cu tocuri, nu știu, 2 metri, cred. La ce liceu ai fost? La Mihai Eminescu, în Oradea. Prefer uman sau real? Eu am fost la uman, acum trebuie să țin pe echipa mea, uman. Hei, FC Sibiu, uman. De când a apărut pasiunea ta pentru gătit? Mă uitam la televizor la Masterchef și... nu știu, bă, eram ea care nu știam să facă nimic. Am zis, eu nu o să fiu niciodată așa. Și am zis, hai să văd ce o să gătesc, da. Dacă ai pleca prin lume să guști tot felul de mâncăruri, ai face-o? Da, sigur. Păi, în unele părți ale lumii am înțeles că mănâncă pisici. Am văzut, n-aș mânca pisici, că lumea este destul de cuințică. Nu mi se face poftă când o văd. Dar poate că în alte țări chiar le fac bune. Ai frați? Da, cum am spus, dacă ne aducem aminte povestea cu fumatul, unu. În câte țări ai fost? Știți cum e vorba? Pe Anglia, pe Franța? Eu am fost doar pe Italia, Slovenia, Slovacia, Turcia. Pe Anglia încă n-am fost. Jobul visurilor tale? Și în Austria am fost, să nu uităm, scuze eu. Jobul visurilor tale? Păi, îl am deja, că sunt eu, adică mai trebuie să-mi doresc și altceva? Nu. Cum ai ales facultatea? Alaba la portocală, știi ce zic? Nu, glumesc. Dintre toate, nu-mi plăcea niciuna. Singura pe care aș fi fost capabilă să o fac, capabilă, cred, rectific, nu capabilă, aș fi vrut să încep să o fac, este asta. Acum regret puțin, dar, da, cu regrete, fără... Câte kilograme ai? Ce urât să mă, cum să mă întrebi așa ceva, ești nesimțită? Ce toamnă, urât. Dacă te dai? Cât de haizime acum? 50
Mamă, ce nesimțită ești, chiar nu mai vreau să vorbesc cu tine. Nu, treci la următoarea întrebare. Cum a fost când ai luat permisul? Super, știi cum a fost? Știi cum e mereu de viteză Ferrari, așa? Mai în glumă, mai în serios, polițiștul, când eram eu martor, își ștergea pantofii și era capul băgat în bord. Păi zic, odată că m-a scupat râsul. Nici nu vedea ce se întâmplă. Eu fiind în spate martor, m-am temut puțin pentru viața mea. Trecând peste, sunt încă vie, când am condus eu, m-am simțit excelent. Chiar a trecut foarte repede. Nu-i nimica. M-am simțit bine. Mă încheie asta? Ia uite pasta ce vede. Săraca. Pisicile simp sau? Ha? Care e cea mai grea viață pe care ai avut-o? Stai, ce? Care e cea mai grea? Și unii oameni sunt născuți mai... Alții nu. Deci, da.